Stimați reprezentanți ai instituțiilor media, dragi prieteni, câteva minute în urmă s-a finalizat ședința biroului executiv lărgit a Partidului Democrat, acolo unde au participat toți colegii noștri, președinții ai organizațiilor teritoriale, deputații și miniștrii exponenți ai Partidului Democrat. În urma dezbaterilor pe care le-am avut, care au durat aproape peste 2 ore și jumătate, a fost aprobată o declarație care a fost aprobată aproape în unanimitate, doar 2 persoane au fost cei care s-au abținut. Și voi da citire acestei declarații. Republica Moldova, dar și întreaga omenire, traversează o perioadă complicată. Pandemia COVID-19 a schimbat felul în care guvernele țărilor lumii vedeau dezvoltarea statelor lor în următoarea perioadă. În țara noastră, lucrurile s-au complicat și mai mult. Pe lângă pandemie, am avut o secetă fără precedent, care a năruit speranțele agricultorilor în acest an, dar și un scrutin prezidențial care aduce tensiune și radicalizare în societate. Avem în față turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Republica Moldova a ajuns la un moment de cotitură, un punct de referință care va determina direcția în care ne vom mișca în continuare. Considerând că Republica Moldova și guvernarea au nevoie de o resetare, având în vedere tendințele ce se prefigurează la nivel internațional, regional, dar și intern în ceea ce ține de funcționarea unor domenii vitale, cum ar fi economia, domeniul social, cel de lucrătire a sănătății sau educației, pornind de la consultările și discuțiile constante și sincere avute cu membrii și simpatizanții săi în ultimele luni, Partidul Democrat din Moldova declară următoarele. Partidul Democrat își reiterează apartenența la valorile europene și social-democrate și își reafirmă disponibilitatea de a munci și în continuare pentru implementarea acestor deziderate. Partidul Democrat din Moldova consideră că, după 2 ani de instabilitate politică, pandemie, criză economică, secetă severă, alegerile parlamentare anticipate ar fi o catastrofă pentru întreaga țară, care ar fi aruncată în haos și interminabile războaie politice cu consecințe dramatice pentru țară și oamenii ei. Partidul Democrat este consecvent în deciziile sale. Am asigurat mereu echilibru pe scena politică și vom menține neutralitatea în alegerile prezidențiale. Așa cum am anunțat și înaintea primului tur de scrutin, îndemnăm și în continuare membrii și susținătorii noștri să voteze conform valorilor pe care le împărtășesc. Partidul Democrat din Moldova a luat decizia, imediat după învestirea în funcția președintelui ales, să-și retragă reprezentanții săi din guvern, pentru a oferi acestea posibilitatea de a construi o colaborare eficientă cu legislativul și executivul în conformitate cu prevederile constituționale și respectând votul exprimat de către cetățeni. Partidul Democrat invită toate partidele politice parlamentare autentice la dialog pentru a identifica o formulă guvernamentală reprezentativă, capabilă să depășească criza, să relanseze economia și să lupte eficient împotriva pandemiei. Solidaritatea internațională este un termen pe care încep să-l folosească tot mai des guvernele statelor lumii. Să începem de la solidaritatea națională. Asta, din punctul de vedere al nostru, înseamnă o altfel de politică. Stimați prieteni, altfel de politică pentru Partidul Democrat înseamnă altceva decât a fost până acum.
Eu vreau să vă spun că noi am intrat în această coaliție nu situațional. Noi am delegat membrii partidului în guvern pentru a munci. Și exponenții Partidului Democrat au muncit cu demnitate și au făcut față domeniilor pentru care au muncit. Și noi suntem mândri de colegii noștri pentru că au știut cum să-și reprezinte mandatul în această perioadă de criză. Spuneam și înainte, noi nu ne-am propus să facem figurație politică. Eu am impresia că mulți au luat declarațiile mele despre resetarea sau reformarea Partidului Democrat ca unele formale sau sterile. Noi cu adevărat am reformat Partidul Democrat. Astăzi, Partidul Democrat este o construcție autentic politică. Noi ne-am curățat, dacă vreți, până și de ultimele elemente care prejudiciau imaginea Partidului Democrat. Ultimele elemente de cauza cărora au avut de suferit ca imagine colegii noștri care sunt profesioniști și demni. Noi vedem ce mișcări se fac în ultima perioadă de timp în interiorul Parlamentului. Vedem această migrare dintr-un partid, într-o mișcare, într-un alt partid, într-un bloc, apoi într-o platformă. Și noi înțelegem foarte bine ce se întâmplă. Poate cineva crede că este un joc de șah foarte sofisticat, dar într-adevăr sunt vizibile ațele păpușarilor care mută aceste figuri dintr-o parte în alta. Partidul Democrat astăzi a făcut această declarație și face acest pas, poate într-o parte, pentru că vrea să facă politică curată, pentru că vrea să facă politică sau să meargă pe înțelegeri politice care trebuie să fie corecte și trebuie să fie respectate. Așa vedem noi altfel de politică și sunt absolut sigur că acest pas va aduce mai multă transparență și va face formațiunea politică mai puternică și următorul dialog în Parlament va fi dintre formațiunile politice care știu a face altfel de politică. Vă mulțumim mult! Și vă mulțumesc mult, colegi!